Salutare tuturor, sunt Damian Drăghici și pe data de 28 mai 2023 la ora 20 am concert la Sala Palatului. Concertul se numește Renăscut și este o călătorie adâncă în sufletul meu. Vă mulțumesc mult și vă aștept pe data de 28 mai la orele 20 la Sala Palatului. Damian, împreună cu Damian & Brothers, Meditațiile Utărești și Naiul. Vă iubesc! Competiția între lumea aceasta materialistă, consumeristă și lumea spirituală este una foarte acerbă. Toată lumea vrea să fim clienți, să consumăm. Este o altă slăbicie a noastră, postul capătă un sens mai mult, să spunem, medical, ceea ce nu e, pentru că postul este postul cu mintea, postul cu ochișorii noștri, așa, chiar după lentile, postul cu cozile focale, ăla care ne mănâncă de zile și așa. Mai avem un post, desigur, cu inima noastră, ce punem aici, cu trupul nostru, că suntem oameni și ne simțim bine să fim oameni. Bună seara, suntem la podcastul lui Damian Drăghici. Vă mulțumesc mult tuturor celor care mă urmăriți, celor care mă susțineți și cei care susțineți podcastul meu și inițiativa mea. Vă mulțumesc mult, apreciez în tot sufletul. Suntem în săptămâna mare, Joia Mare, și m-am gândit ca de fiecare dată când e Paștele sau Crăciunul să aducem pe cineva din cadrul bisericii, din cadrul creștinismului nostru și pe cineva care face lucruri cu totul și cu totul deosebite. Am onoarea ca astăzi, în Joia Mare, să am invitat un om foarte, foarte special inimii mele. Ne știm de aproape 8, 9 ani, 10 ani de zile, cred. Am fost deseori la dânsul pentru... nu mai contează pentru ce, că nu vreau să fiu fățarnic. Și este un om pe care l-am la inima mea, îl iubesc foarte mult, îl apreciez foarte mult și face lucruri incredibile pentru oameni. Este în serviciu oamenilor. Am onoarea să l-am invitat pe părintele Damaschin, Dan Damaschin, de la Biserica Maternității din Iași. Să rămână, părinte! Doamne ajută tuturor! Bine ne revedem și bine ne întâlnim cu cei care urmăresc acest minunat podcast. Părinte, am o întrebare pe care o pun celorlalți invitați, dar dumneavoastră am să o regândesc și am să vă... Nu faceți efort de acest tip, nu. Ok, liber. Vreau să vă pun altfel. Cine este Dan Damaschin? Este un om ca toți cei, cât o mai fi 8 miliarde pe planetă, habar nu am cât mai zic demografii, un om care trăiește în mod normal cu picioare pe pământ, cu o familie, o activitate specială, preot într-o maternitate și de vreo 20 de ani încoace cu o misiune în plan social ceva mai mare, care a ajuns să capete o valoare de instituție serioasă, pentru că au fost și mulți oameni care ne-au cerut ajutorul. Un om simplu, un om care nu este cu nimic din tipare, doar dacă, eu știu, cu neputințele mele mai curând decât cu lucruri extraordinare. Cum a fost chemarea dumneavoastră spre biserică, spre teologie inițial? În copilărie, exact prin ciclu primar, așa mi-a dat Dumnezeu bucuria de a cânta, de a recita. Eram nelipsit de la sărbările unde învățătoarele mă mai ironizau, ăsta calca popă, măi. A trecut gimnaziu, am ajuns în liceu. În gimnaziu a venit un moment foarte important, doream să dau la liceu militar. Îmi plăcea atunci să mă gândesc că voi ajunge undeva în zona miliția economică sau SRI, chiar mă tenta acest lucru, era dorința de dreptate, cumva sistemul scârția foarte, foarte mult. Dumnezeu a îngăduit un diabet zdrav prin clasa 7-8-a și s-a schimbat total, n-am mai mers într-o zonă militară, am mers la o zonă sanitară, la liceu sanitar, unde trebuia să mă îngrijesc de a mea sănătate. Între timp, prin anii mari de liceu, am ajuns să cunosc Lavra, Mănăstirea Sihăstria, cu
mari duhovnici ai secolului 20, secolul 20, Părinte Cleopa, Părinte Ioaniche Bălan, Părinte Varsanufi, oameni de mare calitate sufletească și cu viață sfântă. Și acolo s-a pus întrebarea firească, ce fac cu viața mea, ce am de gând să fac cu viața mea. Invitat să fiu, să mă apropii de mărți, am părinte drag, eu am la mine în clasă 28 de fete, fac liceu sanitar. Eu nu văd lumea fără doamne, fără fete, nu văd lumea în acest fel. Dați-mi altceva de făcut. Și la sugestia unui mare duhovnic pentru Varsanfi, a zis, mai de la teologie, nepregătit fiind pentru această etapă nouă pentru viața mea. Dar tragerea de inimă. Mergeam la biserică, mama o persoană religioasă, tata la vremea respectivă cu, mă rog, tractoarele, cu funcție pe partid, cum era acolo la țară, era un om bun, este un, sunt oameni buni, doar că dintr-o dată, am zis, după întâlnirea cu mai duhovnici, s-au schimbat cumva repeile mele și am căutat să mă așez cumva la umbra bisericii, la umbra crucii Domnului Hristos. Și așa am ajuns preot. Între timp am și lucrat ca asistent medical, nu am abandonat zona medicală, mi-a prins foarte, foarte bine. Păcând Dumnezeu m-a pregătit special pentru această minune, ajungând din 97 ca preot, făcând un cabinet medical pe la țară, pe acolo, am avut multe acțiuni de acest tip, proiecte de acest tip, ca în 2005 să ajung preot la o materietă de la un spital, unde... Exact aici vreau să ajung. Credeți că cumva pe acest drum pe care v-a pus Dumnezeu și Domnul Iisus, credeți că toate lucrurile sunt aranjate, bineînțeles, adică nimic nu e întâmplător. De la cel de sus, ca să fi trecut prin această perioadă a implicării noastre în mediul medical, ca să vedeți durerea, suferința mea, și exact, suferința, și suferința mea. Noastră și suferința celorlalți, să vedeți durerea și ca după aceea să-i ajutați și ca durere fizică, dar și ca durere sufletească, adică să reamintați durerea sufletească prin cuvântul Domnului. Fără îndoială, este un proiect divin, ar spune, cu viața mea, cu viața fiecare de altfel, nu în sens de predestinație, ci fiecare alege să urmeze sau nu cale respective, cu cât te încredințezi și te arunci fără colaj de salvare, fără plase de pompieri în brațele lui Dumnezeu, cu atât lucrurile ajung să se transforme într-o viață nu, eu știu, deosebit, ci o viață în care te simți practic permanent într-o lume minunată, într-o lume a poveștii în care Dumnezeu este eu știu, cel, autorul poveștii de dragoste între noi și Dumnezeu. Tocmai mi-ați dat mingea la fileu. De ce ne este frică să ne aruncăm fără plasă? Adică să ne aruncăm doar cu plasă. Pentru că Dumnezeu nu e cel care vine să forțeze inima, știți foarte bine parabola, el bate la ușă, nu forțează ușa și tocmai de aceea libertatea noastră, libertatea care trebuie să aleagă între datul lui Dumnezeu și oportunități, rațiunea dată de Dumnezeu și ea trebuie să lucreze, încât omul trebuie să, pentru a ajunge la un nivel de iubire intensă, trebuie să-ți pui în valoare și voința și rațiunea. Ei, fiind trup și Dumnezeu este undeva într-un lume depărtat, pare undeva transcendent, omul vrea acum o realitate palpabilă. S-a spus, de pildă, că în Occident, pentru 10 ani de viață în plus, mod de viață sănătos, oamenii l-au abandonat pe Dumnezeu. Ei, Dumnezeu se ocupă de lucruri mult mai importante decât, să spunem, o croazieră anuală, ieși la pensie după ce ți-ai încheiat cariera. Dumnezeu ne oferă o croazieră veșnică, ne oferă bucurii fără limite. Na, fiecare știe cum se poate compara bucuria unui om care se roagă, care intră într-o biserică, care se împărtășește, care este slobos de păcate, ce pace la unde care, și bucuria care o întâlnești, să spunem, după ce ai băut 5 de bere sau, eu știu, 2 de vin. Nu se poate compara. Probabil că necazuri vom avea și noi, cei care ne rugăm și care facem bine, și cei care beau sau, eu știu, se... Amorțesc. Se pierd în lumea aceasta, se pierd în lumea aceasta. Doar că eu investesc spre deosebire de ceilalți. Pentru mine, Dumnezeu trebuie să mă aștepte dincolo că l-am slujit și, Doamne, nu mă lăsa. Eu nu o să fiu vierme, vreau să fiu înger în lumea de dincolo. Adică, dacă n-aș fost Hristos, trebuia inventat această formă de spiritualitate.
Adică noi suntem, plecând, ne plecăm ca îngeri, ca și copiii lui Dumnezeu, pe când ceilalți rămân vii, buriele, pentru că numai alea sunt perene și ajung la foc. Asta e frumusețea noastră. Da, tentația este mare, pentru că avem un trup material, un trup care este pus să se sfințească această viață, să strălucească și să se apropie de Harul Dumnezeu, dar sunt multe tentații. Și un trup care este pus la încercare și la examen în fiecare zi cu tentațiile trupești. Trup și o leacă de minte, o leacă de... Cam multă umanitate sau cam mult umanism mai curând de Dumnezeu îngădit pentru alegerea noastră. Iubirea este liberă. Dumnezeu nu forțează inima nimănui, nu rupe uși ca să fim cu El. Aici credeți că este ruptura cea mare între, cum spun mai nou cei din psihologie, sinele superior sau spiritul sau duhul, sufletul, și trupul, care de fapt sufletul caută această liniște dumnezeiască, această liniște din biserică, această lecție a Domnului Iisus, iubirea, și trupul e pus la examen în fiecare zi cu toate tentațiile, ba cu mâncare, ba cu băutură, ba cu... Nu susțin această teorie, a spus a psihologilor, toată viața suntem cu slăbiciunile noastre, deși pronia lui Dumnezeu face ca etapele vieții să intervină cu provocări sau încercări care să ne aducă cât mai aproape de El. Dar dacă te împăținezi așa ca un catâr și mergi spre stânga, fugi de Dumnezeu și n-ai ce-ți face. În rest, știți foarte bine, fiecare boală te face să te rogi și să găsești pe Dumnezeu. Fiecare mare încercare, nu era acea expresie, că la război și în sesiune nu există atei. Mergem mai departe, ne pierdem oarecum puterea, oată cu vârsta, și suntem conștienți de acest lucru. Ba mai mult îi pierde pe cei dragi și uneori rămânem singurei, plecând înaintea noastră până și copiii, până și cei la care ai mai mari așteptări în ce privește relația cu lumea aceasta. Eu spun tuturor, orice încercare dată de Dumnezeu în lumea aceasta este o chemare la întâlnirea cu El, un fel de examen pentru a promova într-o clasă superioară, iar ignorând aceste încercări și sunt cu spatele la Hristos, bineînțeles că ne aruncăm într-un haos din care greu mai ieșim fără Harul Lui. Dumnezeu este șansa unică pe care Hristos este șansa unică pe care o găsim în istorie, în universul acesta, pentru a avea bucurie și chef de viață, că altfel n-ai de ce să trezești mâine. Dacă te apuci și diseci asemenea lui Schopenhauer sau, eu știu, lui Nietzsche sau lui Freud viața aceasta, n-ai de ce să mai ieși din casă, că lumea este rea. Oricum, murim, ce rost, haide să mai bem cât putem și să închem cu viața, că e mai bine așa. Hristos ne spune altceva. Astăzi, copiii lui Dumnezeu, viață veșnică, rai, sfinți, familie, prieteni, iubire fără de sfârșit, fără obligații de-astea mărunte, fără nimic nicii sau deci, nuduceri. Domnul Domnilor a venit aici să ne educe, poate cel care a fost cel care a iubit totul și cel care a venit să ne propăduiască faptul că noi suntem doar iubire. Suntem făcuți din iubire, asta o știm cu toții, și culmea venirea lui Iisus pe pământ, a Mântuitorului Hristos, este una făcută, aș spune poate ca mult, în disperare de cauză, pentru că Dumnezeu a încercat să facă o mulțime de lucruri pentru om, pentru a apropia de El. Odată ce a plecat fugind datorită patimilor, slăbiciunii din gândirea Raiului, prezent Harul lui Dumnezeu, au fost și profeți, au fost și îngeri, au fost și minuni, nimic. Ba, din potrivă, lumea, dragiațe, tot se înrăia, tot vedem la ce a ajuns antichitatea, dincolo de anumite etape în care arta a strălucit. În rest, sclavagism, jertfe umane, și cu asta ne alegem, războaie și crime la toate nivelele. Domnul Iisus spune altceva. Iubirea este cea mai mare armă. Pe de-o parte, murind pentru cei de lângă tine, nu mai poți fi biruit pentru că ai arătat tot ce ai, iar eu spun că la pieptul unei mame care își încălzește copilul, își încălzește soțul,
se birui legiuni și armate întregi. Războaie se duc la pieptul mamei, ar spune eu, nu la peinea frontului. Acolo se duc războaiele adevărate, unde iubirea trebuie să răzbată în inima pruncului, inima soțului și împreună să zidească o nouă lume. Știm, mai suntem în conexiune cu acest gen de iubire în ziua de azi, părinte? Sigur. Din păcate, competiția între lumea aceasta materialistă, consumeristă și lumea spirituală este una foarte acerbă. Toată lumea vrea să fim clienți, să consumăm. Fac o mică paranteză. În mare corporații, de pildă, nu sunt doite femeile însărcinate, pentru că timp de câteva luni de zile femeia consumă, nu produce. Poate luni, poate ani. Până și, Doamne iartă-mă, în zona de trafic de ființe, în zona de prostituție, de asemenea, nu se doresc copii, pentru că ea consumă, nu produc. Ura împotriva copilului, așadar, vine din lăcomie. Nu pentru că acel copil aduce ceva rău în viața unei familii, unei femei, indiferent la ce nivel moral este mama copilului. Copilul este o povară și atunci îl dăm afară, îl omorâm, facem avort, eventual, sau învățăm generația care ne servește, să nu facă copii. De ce să-i faci până la 30? De ce să-i faci? Nu mai faci până la 30 ani, nu faci pentru că nu ai casă, nu ai masă. La 40, până la 40 de ani trebuie neapărat toate investigațiile pe fața pământului, ca nu cumva să scape vreun copil bolnav să nască și dacă cauți să o găsești, la 40 dacă îl faci, cum adică? Da, este cu malformație, nu se poate. Și noi știm ce înseamnă treaba. Eu personal nu aveți angajat și ce înseamnă că rămâne cineva din echipa ta însărcinată. Nu? E o provocare mare, dar din dragoste acceptăm și mergem mai departe. Ei, toată această lume, repet, a materialismului, a capitalismului, cum vreți dumneavoastră, și acum este aceeași situație, nu dorește o bucurie peste 80 de ani când se dat Dumnezeu, ne vom trec cu Iisus în cer. El vrea acum, pentru că contul cardului bancar acum trebuie să aibă, să fie alimentat. Ai spune eu că stai, domnule, că dacă eu o să nasc un copil, va crește 20 de ani, îl fac profesor, îl fac doctor, fac om de afaceri și face 10 milioane de euro în cont peste ani de zile, el nu e interesat de această perspectivă. El vrea acum, cincinalul, cum era pe vremuri, sau în următorii ani, cât mai gravnic. Cât e o bătaie dură între aceste două zone, dar, din fericire, ceea ce gândește un geniu al materialismului, să spunem, se face praf în fața unei rugăciuni a unei mame sau unei bunici sfinte. Noi nu suntem putem bate, de pildă, ne folosim acum de rețele de socializare cu toții. Nu mă voi putea bate nici cu Zuckerberg, nici cu Elon Musk, sau n-am cum să bat cu ei. Ei au oameni de milioane de euro angajați pentru ceea ce fac. Dar că mă pun în genunchi în fața altarului sau în fața icoanei Maicii Sfinte, în clipa respectivă cer o coborâ pe pământ. Ei nu au antidot la energia pe care eu descarc asupra lor. Efectiv îi imobiliză, îi paralizez cu aceste rugăciuni, cu această purtare noastră creștinească. Credeți că atunci când biserica s-a născut din nimic, din sânge, în Palatiul Roman nu aveau tehnica necesară, nu aveau oameni necesari ca să înăbușe, au avut tot ce a trebuit, aveau tot ce trebuie, tribunale, justiție, armată. Dar n-au reușit. N-au reușit, pentru că nu te poți pune împotriva iubirii cu nimic. Iubirea e mai tare decât moartea, așa spune Hristos. Iubirea e mai tare decât moartea. Și ce frumos spune Hristos, nu? Eu sunt învierea și viața. Care de Sfânta Lazar, nu, sâmbătă am vorbit despre acest lucru, care dintre înțelepții lumii acestea, care dintre, eu știu, cei mai pricepuți oameni, poate să definească viața și moartea? Se face simplu. Eu sunt învierea și viața. Cel care crede în mine nu va muri în veac, ci va viață veșnică. Și îl demonstrează prin Lazar și prin via sa. Dacă unii mai spune că, vezi, Doamne, ala nu, era doar anesteziat, era un leșin. La 4 zile, când mirosea cumplit toată betarea de la hoitul lui Lazar, nu mai putea ceva să spună că a fost o reanimare, ca să spunem în cazul fiicei lui Iair sau fiul văduvei din Iair. Nu.
E clar că mortul e mort și l-a restructurat total. A făcut din niște bucăți de carne care curgeau din el, probabil putrefacte, a făcut un om integru. Mai vrea altă dovadă că Iisus ne va învia pe noi și că va reface trupurile moarte, arse, eu știu, aruncate în mare sau cine știe în ce prăpastie? Nu mai avem nevoie de aceea. Nu mai zic că dacă Ilie a înviat și el, el se a înviat și el acolo niște trupuri. Iisus a înviat și singur. Adică moartea nu a putut să țină o asemenea comoară, o asemenea diamant. Nu a putut să facă, să stăpânească puterea. A erupt, efectiv, iadul cu Hristos, care a fost trimis în iad la vremea respectivă, a erupt și a scos tot ce e bun de acolo, deschizând porțile raiului. Cum simțiți noua generație? Este apropiată de biserică? Noua generație are nevoie de repere, are nevoie de modele. Știți că sunteți invitatul nostru la inimă și o să fiți cât o face acest eveniment. A fost perioada în care am încercat să mai strig pe aici, pe acolo, să mai bat pe umăr, să mai sfătuiesc. Nu merge. Oamenii, mai ales în lumea aceasta în care informația vine de-a gata pe monitoare, dacă nu te uși tu pe baricade și inviți oamenii să primească gloanțe, n-ai cum, n-ai nicio șansă. Nicio șansă. Deci dacă nu lupți. Dacă nu lupți. Este o luptă, o stare de jertfă. De fapt, ce a făcut Iisus? Modelul este autentic. Luăm, să spunem, exemplele din istorie. Un creștin de tip apostolic, unde Iisus stă pe cruce, toți apostolii sunt crucificați, decapitați și așa mai departe, iar în urma acestui fenomen, creștinul se rupe în toată zona mediteraneană, în Africa de Nord, până în zona, eu știu, de Nord a Europei. A explodat efectiv, cu toate persecuții, cu toate strategie de a călca și a strivi această religie la vremea respectivă cu adevărat interesantă. Prin sclav, prin oameni, nu mergeau. Aristocrații mai târziu au coborât între creștini. Ei, s-a încercat un alt tip de creștinism, cel cu sabia, gen conquistadorii, vă spui ceva, carnavalul de la Rio cu 3 milioane, ăla de la Băiescu, unde s-a ales praful de ce s-a zidit cu sabia. Iar la noi, când că se vine lumea și vede în bisericile noastre arhipline, așa vin cei din afară, sunt șocați. De ce? Pentru că arma bunicilor noștri nu a fost nici sabia, nu a fost nici mitraliera lui Stalin, ci a fost genunchiul bunicuței și da, din când în când, când mai veneau peste tine, mai lua bădia vasele, cum era, parul ascuțit și așa și furca sau casa. Astea au fost, așa, pentru familia, nu pentru altceva. Ei, diferențe notabile sau uriașe între un tip sau altul de... Chiar mă simt jignit când noi ortodoxii suntem asimilați cu ceea ce fac rușii acum, Dumnezeu să ierte, ce face Putin, că nu fac, rusul nu face Putin, el ca și conducător, sau cu ce au făcut cruciații, nu am nicio treabă, bunicul meu când am mers pe front în războiul cu rușii, spunea că trăgea în sus. Zic, bunicul, și când venea unul cu pușca lângă tine, mă uitam, mă, de-am care copchelașii lui și treceam în sus, cum să și el, treceam în plângă altă bunele. Ei, a dat seama ce război era acolo, ce război era acolo și de ce aici vorbim. Nu, tinerii au o mare șansă dacă sunt ajutați să-și găsească repere, modele în viața aceasta. Da, îi simțiți apropiați de biserică sau? Da, îi simt dornici de a fi biserică. Personal, nu mai pot, sunt înghițit de dorința lor de a vorbi, de a... Acum vin, în fiecare seară spovedesc, eu, mamă, încă... Adică lumea dă năvală către aceste oaze de pace și de liniște și nu numai acum. Merg în spital, fac găciuni pentru mame, pentru nou-născuții bolnăviori. Este o mare dorință, doar repet, nu reușim noi să devenim alte modele pentru această generație. Iar lupta mea și, să spunem, între eu cu, ziceți, Musk sau Zuckerberg, trebuie să fie una dusă, repede la aceeași intensitate. Ăla scoate milioane de euro din cont și bătește, eu trebuie să vărs milioane de lacrimi și să bat metanii și să mă rog și să postesc pentru a putea birui. Pentru că spune foarte Hristos, foarte mă spune Hristos în pilda cu tânărul copilul demoizat când roagă tatăl să-l vindece. De-a voi este un om cu poș, cu găciune.
Asta este arma. Poți însemnând să nu faci nimic rău nimănui, adică iubire fără de limite, iar rugăciunea să fii permanent conectat la Dumnezeu, ca și El, tot iubire înseamnă, tot dragoste te cheamă la iubire și la jertfă. Vorbeam acum câteva săptămâni într-un podcast, mi-am dat seama, acum sunt în post negru, s-am ținut 7 zile, Doamne ajută, și am mai ținut 7 zile la începutul postului, după 27 până săptămâna aia. Și după aia am ținut postul normal, doar cu o salată pe zi. Și vorbeam cu cineva, mi-am dat seama că noi suntem, de fapt, o țară, folosind în termeni dintre ăștia. Noi suntem o țară de vegani, și mă refer. Deci dacă ar fi să urmăm calendarul creștin-ortodox, noi avem undeva între 200-240 de zile pe an. Sunt repetate. Care trebuie să mâncăm de post și doar 125 de zile cu carne și ouă și brânză. Da, cred că au și mai puțin la bunici acasă, pentru că avem doar sâmbăta. Da. Și... Nu, dacă ar fi exact după calendar, e chiar... Ce aveți să spuneți despre asta? Puteți să dezvoltați puțin, vă rog? Cred că omul a fost făcut în grădina Raiului să se bucure de tot ceea ce a pus Dumnezeu la dispoziție. Omul a fost hărăzit să mănânce din toți pomii, nu așa spune acolo, din toți pomii, nu spune din toate căprioarele, cerbii și poate cocoșii sau găinile, nu. E clar că odată ce noi, omul a căzut din grădina Raiului, unde a intervenit și efortul fizic care necesita mai multă energie, oamenii au încercat să se gândească că își vor alimenta puterea fizică din consumul de proteină animală. Și dacă mă uit astăzi la cei mai mari campioni la atletism... Sunt toți vegani. Sunt chenieni aia de acolo, care sărăcuții cresc când sunt copii doar cu 2 porumbi pe zi. Era ce că un episcop de anul se mers acolo în misiune și tot bătea câmpii. Post, la care un preot... Păi, de ce ăștia mâncă doar 2 popșoi pe zi și când și când o cană cu lapte? Mai puțin cu postul, că noi nu avem problema cu postul aici. E clar că energia umană nu vine din această mâncare de carne, lapte și ouă. Personal, dacă aș fi surse mai în orașe de alimentație vegetală mai sănătoase, nestropite cu tona, cum se întâmplă în zilele noastre, aș renunța cu mare bucurie la tot ceea ce înseamnă carne. Mă eu ca diabetic, pentru cei care ne omăi și au această problemă de 35 de ani, să știți că postul este extraordinar. Să nu vă luați după cei care bat câmpii și mănâncă de 7 ori pe zi carne. Azi am mâncat 2:30 dimineață, bine, m-am și bătrânit de la primul ceas și cam asta e. Și mai mâncăm niște nuci, poate o ciorbă dacă apuci. Trăim cu foarte puțin și poate nici nu consum ca dumneavoastră, că mergeți poate la câmp, pe șantiere, dar discuția trebuie să înceapă de la acest nivel. Nevoile să sunt mult mai mici decât ni se spune. Decât ni se spune. Decât ne-a fost educat. Da, da. Iar aici, sigur, conflictul nostru cu hipermarketul este unul foarte serios. Acolo trebuie să umbli coșul. Nu poți să mergi acolo să ieși cu 2 mere și cu 2 nuci în buzunar. Nu, acolo trebuie să umbli coșul, să lași cardul acolo dacă se poate. E clar că suntem învățați să consumăm cât mai mult. Și culmea, și nesănătos, aș spune eu, după care tot ce a consumat mult trebuie să cumpărăm, consumăm altceva pentru a ne face bine. Eu spun tuturor celor care se spăuți în această perioadă de post, dragilor, postiți pentru că dacă nu postești de voi, postești de nevoie. Și asta o văd foarte des, sunt într-un spital. Credeți că ar fi o modalitate prin care să educăm sau să ca tinerii și în general oamenii să aibă acces la această informație că suntem o țară de post sau de vegani? Uitați mă că folosesc termenul ăsta. Eu spun de omnivori, parcă. Cum se mai știți, spunea că urs era animal omnivor, parcă omnivori, nu carnivori. Sau erbivori, de fapt. Da. Nu, eu zic omnivori. Că, să spunem, ai copii care trebuie să mâncești proteine ca să crească, e nevoie de tot. Mai e nevoie de proteine ca să dezvolte creierul până la vârstă. Ar putea să țină 220 de zile. Au putea să le fără. Deci nu este un caz nu poate să păstească. Mai ales că în ziua de azi mânca fizică s-a limitat. Până și cei mai solicitanți au în mână un volan sau, eu știu, niște butoane. Pe șantiere, mai vorbim de muncă mai grea în zilele noastre, acolo unde nu a pătruns tehnologia, unde ai nevoie de mii discutând de calorii. Discutând despre asta, părinte, că fiind în postul ăsta am avut multe revelații despre felul în care mâncăm, mai ales în zilele când am făcut acest gen de
post, fiind foarte conștient, și mâncam undeva între ora 2 și 6 o salată foarte mare cu salată verde, salată de spanac, salată de arugala, roșii, castravete, puțin avocado, niște semințe diferite și cam atât. Și salata eu mâncam și mi-era destul. Sigur. Sau o supă cremă de legume făcută de Cristina. După câte observ, toți marii specialiști de afară României și poate și unii din România vorbesc că ar fi bine să mâncăm, să zicem, și niște carne, dar poate o dată pe săptămână. Sau poate cum mâncam și ai noștri, duminica. Sâmbătă, atunci, cum să te ia găină acasă. Exact. Deci sau o găină, sau o carne de vacă. Da, regimul este dat foarte în postul nostru creștin, nu este cel care îl vedem astăzi la hipermarket sau la restaurantele de fițe unde ai meniu vegetal. Pentru mine este o chestie penibilă. Stai două ore și cauți prin magazin ciocolata de post. Măi, ceea ce e bun nu e de post. A ține post înseamnă mânca puțin și prost și energia care ai să mânci o investi în altceva. Am văzut chiar de București, undeva pe la Băneasa, acolo are o firmă și l-am dat, mă întrebat într-o seară, într-o joia seară, la un trec cu niște prieteni, părinte, știți, sunt la restaurant, ce recomandați să mănânc cu băieții și să spun că au fructe de mare, sunt de post sau nu? Zic, dragul meu, cât costă porția de fructe de mare? Păi, stați mă, băi, chelne, câte? 50 lei, boș de fasole de la prânz mai iau? Băi, zic că mai, da, mai iau, câte una? 5 lei. Ia, mănâncă boș de fasole și de 45 faci milostenie. Zic că postul măstes, așa cum a fost el gândit în ortodoxie, în creștinism, era luni, miercuri și vineri. Sau este luni, miercuri și vineri, mâncare uscată după apusul soarelui. Câte fructe poți să mânca după apusul soarelui sau câtă pâine uscată poți să mănânci seara, mâncare uscată după apusul soarelui. Mață și roia, mâncare fiartă, două mese pe zi. Câți cartofi, câte fasole poți să faci în tine într-o zi întreagă? Te umpli. De bea sâmbătă, duminică, mâncare cu ulei și te zicai la un par de vin. De la postul respectiv, la creveți, fructe de mare, prăjeli și iacni și tot felul și tot pui și pui ulei și pui aia și pui aia și condimente cât lumea dacă se poate. Deja nu mai e. Vorbește un coleg de-al meu despre postul care țineau muncitorii din parohia lui. Îi întreba, băi, cum poți? Păi, părinte, cum? Acasă o ține nevastă la post. Și ziua, băi, am pus lana și ceam, așa am plecat la muncă. Păi și voi puteți mai bine decât postim noi, care toată ziua mergem prin oraș și umblăm cu gândul la ce sarmalii mai găsesc azi cu ciupeci și cu... Voi mâncați mai bine ca mine. Pentru că omul, în definitiv, asta făcea. Muncea, cât muncea, avea nevoie de energie, consuma calorii că avea nevoie de ele, iar după care acasă era la post. Sau cum recomand gavrilor din spital, pentru că e mare, păi noi cum postim? Simplu. Ce spune medicul că ai nevoie? Că ai nevoie? Păi și ți-a nevoie de calciu. Foarte bine, un par de lapte dimineața. Atât. Fără bombane cu lapte, fără prăjituri cu lapte, fără altceva, da? Bun, dar știți că și-am nevoie niște proteine, așa, bun, un piept fiert. Atât mănânci, un piept fiert și nu te atingi de fritura la tavă, de grătărel sau de altceva. Dar știți că, ou, foarte bine, jumătate de ou, le-ai luat un ou acolo, nicio problemă. Dar nu te aud că vrei și aia, și aia, și aia, și aia. Și atunci, cu dezlegare, dacă deci, orice post poate fi unul care să te bucure. Doar că, atenție mare, este o altă slăbicea noastră, postul capătă un sens mai mult, să spunem, medical. Ceea ce nu e, pentru că postul avea este postul cu mintea, postul cu ochișorii noștri, așa, chiar după lentile, postul cu cozile focale, ăla care ne mănâncă de zile și așa, mai avem un post, desigur, cu inima noastră, ce punem aici, cu trupul nostru, că suntem oameni și ne simțim bine să fim oameni, și apoi cu stomagelul, așa, de aici până aici. De aici până aici. E să fac atâta. Dumnezeu nu se uită la chilul meu de care sau chilul de fasole. Dumnezeu, mă rog, nu este afectat de nepostirea mea. Eu am șansa să renunț cu drag la ceea ce e bun și iubesc și să câștig ceea ce e bun și dumnezeesc. Spunea frumos tare patriarhul nostru, să dea Dumnezeu sănătate, când eram la facultate la Iași prin 93-94, noi creștinii în post consumăm lumină. Mâncând mâncare vegetală care se face din fotosinteză, mâncăm lumină. Doi, noi creștinii în post dăruim lumină. Când facem o faptă bună, vezi cum scripesc cu ochii omului, înseamnă că dă-i lumină. Noi creștinii în post fugim de întunericul răutății. Ei, în acest fel, noi consumând lumină, dăruim lumină, ne îmbrăcăm în lumină, că nu mai ai nevoie să mergi până la Ierusalim să iei lumina sfântă de la mormânt. Ea vine la tine. Vine în inima ta pentru că tu ești deja în lumină.
Pentru că, de fapt, legumele și vegetalele se încarcă doar cu lumină. Doar cu lumină. Asta o știm cu toții. Celor care știu o minimă biologie până în clasa 5-6, știi treaba aceasta. Asta este postul. Și atunci ajungi și dacă, la... dacă mănânci lumină, ești și tu lumină. Și atunci ajungi la ceea ce spune Cartea Facei și azi Dumnezeu să fie lumină? Adică, da, redevenim lumină prin post. Deci nu este greu să spui de ce un om care, am văzut studii foarte interesante și atractive, că un creștin practicant ajunge să trăiască în medie cu cel puțin 5-6 ani mai mult decât cel care nu are o viață de acest tip. Păi simplu, mănânci lumină, nu pierzi nopțile, nu fumezi, deci nu-ți faci rău, nu consumi substanțe necesare și atunci ai ajuns să-ți întărești cumva viața în această formă. Nu vedeți, vorbim de sfinți. Sfinții aveau vârste matusalemice, 120 de ani, Sfântul Antonie, adică nu se jucau cu 60, 70, cât avem noi, 80 în femeile, nu, mergeau la peste 100, nu se jucau cu astfel de... Doar dacă era luat mai prost, așa mai cădea câte unul ca Sfântul Vasile pe la 50, dar el săracul a scăpat ca prin minune până la vârsta respectivă, fiind bolnav din tinerețe. Și asta este datul lui Dumnezeu, să moșterim împărăția cerească în lumină, nu să ne dopăm, să ne îngășăm, îngroșăm și îngășăm pântecele, să ne îngrășăm și să ne... Pentru că asta mă spune și un post, atunci când ești plin de materie, mintea și conștiința nu mai este atât de liberă încât să fii în partea asta, adică să simți spiritul. E, materia nu face altceva decât să fii înăuntru tău, să fii cât mai leneș, cât mai îngândurat. Da, e o constatare, nu mă apuc ca să fac studii, dar să fac studii de acum. Să spun, domnule, din cei 1000 de oameni care spovedesc, cei care sunt lacto-vegetarieni, să spunem, undeva 50 de oameni, sunt net spre oameni mai buni, calmi, lipsi de violență, nu au probleme de acest tip, nu înjură, nu. Ce să spun? De ce să le spun eu, nu? Adică dacă vreți o bună zi, o să iau pe fiecare și fac fișă de client și le pun în studii. Da, e adevărat. Deci omul care postește nu îmblânde, nu împaște. Este un om care... Asta e o nebunie, cum mai nu înțeleg. Este un exercițiu foarte interesant de răbdare, să vezi știrile de după Paște, când se umplu urgențele cu oameni care suferă de tot felul de indigesti sau probleme de acest tip și chiar trebuie să pun reflectoarele foarte atent să scoate evidență, ca și cum post a fi ceva rău. Nu, ăla n-a postit. Ăla a ținut două zile și el că au fost ocupați, au zis hai să fac și eu un gest de asta și atunci consumă cât postul tot timpul până la urmă. Un creștin care ține un post de 7 săptămâni cu cea albă, 8 săptămâni la Paște, până tot timpul se poate să postească. Nu mai e nevoie. El după Paște nu mănâncă de toate, mănâncă doar puțin, că el s-a învățat să nu mai mănânce. Nu mănâncă un miel întreg să ajungă la spital. Mănâncă acolo o bucată de brânză, o ceapă acolo, un ou, poimne și ăsta e creștinul care trebuie să se învețe să postească tot timpul, pentru că nu postul este o problemă, postul este imaginea raiului, a nu mânca din ceea ce este nefolositor. Poți să permanent. Că Dumnezeu ne pune și o perioadă în care trebuie să faci treaba aceasta, să vie să faci treaba aceasta, pentru că dacă nu o faci, o vei face de nevoie la urgențe, asta e altă discuție. Spuneți-mi, vă rog, în mai multe cărți de specialitate sau mai mulți oameni care vorbesc, mai mulți specialiști sau guru și de afară, prezintă această, pot să spun, teorie prin care spune fă ca Domnul Iisus Hristos. Deci, adică când cineva te înjură, când cineva trece cu mașina în fața ta, când ceva se întâmplă rău, adică gândește ce ar fi făcut Domnul Iisus Hristos în momentul ăsta. Ne este greu să facem asta? Da, nu este ușor, pentru că în jurul tău este totdeauna această dispută între dreptate și iubire. Iubirea îți oferă dreptatea, repet, nu astăzi, nici măcar în 20 de ani. Sunt alții care au murit certându-se cu frații prin tribunale pentru o brază de pământ. Dacă era mama lângă ei să mă trea mama, le dea două palme la fund, ia, luați-vă iertare unul altuia și terminați cu prostire că nu vă îmbogățiți niciunul cu acel pământ. Nu este ușor nici din
prisma a ceea ce spuneam mai devreme, acest consumerism care te învață să consumi cât mai mult, iar la un moment dat consumul tău afectează consumul celuilalt. Unul se îngrașă, sigur, capra vecinului pare mai grasă ca mea și apare și aici o stare conflictuală. Dar sunt lângă noi atâtea exemple, atâtea pilde de oameni care ne arată că se poate. Mergem în zona mai profundă, pe la înmormântări în special, ești întrebat, vorbind despre înviere, despre îngeri, și vine câte un, să-l numesc nea nimeni, că nu pot să dau un nume, că sunt oameni de tot felul, oameni buni, așa, și, dar cine s-a întors înapoi? Păi dacă s-a întors Iisus, s-a sfinț. Tu ce vrea, mă, să vină? Să vină pentru tine, să bată Iisus, hai, te rog frumos, trezește că am venit la tine și te chem în rai. Adică dorința omului de a vedea, de a se convinge de cancan, de Big Brother, este una recunoscută și la nivel de studii, nu e o noutate. Doar că, am spus, pentru a ajunge la a trăi în pace și armonie, nu-i suficient doar să nu mănânci carne, lapte și ou, atenție foarte mare că sunt miliarde de oameni. Aș spune chiar că doar un miliard poate de pe planetă are acces la carne, lapte și ouă. Ceilalți mănâncă, spuneam, doi popșoi pe zi sau ce o găsi pe acolo, prin bălțe unde mai pescuiesc câte o broască sau altceva din zona orientală, zona africană. Europenii și puțin America mai de nord are un confort. Și cu toate acestea, în postul alimentar, îl țin și cei care practică anumite doctrine extrem orientale, dar nu se vede o îmbunătățire a relațiilor umane, o îmbunătățire a stadiului de viață, și nu mă refer doar la avea ce mânca sau igienă, ci la omenire în general. Ei, în această ipostază trebuie să vedem că postul acesta, care este subordonat iubirii lui Hristos, trebuie să se împlinească. Și postul, și rugăciunea, și faptele bune au rolul de a ne face buni. Adică binele făcut sau trebuie să se ducă la o lume mai bună, că Dumnezeu a făcut lumea bună, bună. Omul trăind în păcat a făcut-o rea. Binele pe care le facem ne duce să refacem lumea, să ducem la stare de a fi bună. Cam asta este rolul nostru. Ei, nu poți să nu remarci cum violența pe stradă, în trafic, aia doare mai mult acum, cred că câte prânzul acolo, eu știu, seara, cât o fi, abar n-am, când ești din studio aici, te nebunește metropola toată, toți care vor să ajungă, acest egoi, să fiu primul acasă, că dacă ajung primul, mai tăiem o intersecție, mai tai un semafor, fiecare să fie primul acolo. Nu, asta nu este omenia, asta nu este creștinism. Asta nu e creștinism. Cu câțiva ani în urmă m-a întors în fața mea un tip tare zăpăcit, o mașină, era un Opel Astra, parcă îl ții minte, și din urmă a fost lovit. Atunci ne continuă într-o intersecție acolo la și toată lumea, nebunule, ce faci? Vrei să te omori? Ce-i cu tine? Și mă dau și eu jos, ca curios, ce s-a întâmplat. Păi, părinte, mă moare mama acasă, căutam un preot, mama, nu știu ce să fac. Nu veniți, deci omul cu mașina praf, deci el căuta un preot. Dumnezeu a acceptat provocarea aia pentru ca să merg să o împătrezi pe bunică pe patul de moarte. O întâmplare. Întâmplare să fie pentru mine. A fost mâna lui Dumnezeu în momentul respectiv. Cel zic că fiecare om care se află în fața noastră și care ne provoacă la o tensiune mai mare, să spunem, fie că ești în trafic, fie că e copilul tău, fie că ți-e soție, fie că e șef, fie că e subaltern, este trebuit de Dumnezeu să fie acolo. Tu, ca și creștin, trebuie să dai dovadă că ești cu Hristos în inima ta. Chiar dacă el nu e creștin, chiar dacă el nu are treabă cu postul tău, tu trebuie să dai dovadă că ești omul lui Dumnezeu acolo. Și asta o faci rugându-te pentru el și văzând ceea ce e plin și cu atât în pahar, nu ceea ce este gol și nefolositor. Era o întâmplare foarte interesantă a mâinii de curând, părintele Iulian Argatu, de la Mărăstirea Prodromul, și care povestea foarte frumos cum un monah a ajuns în Sfântul Munte, la o mănăstire acolo, și după slubă, ce toți călugării s-au împărtășit, vede românul nostru pe călugul grec care, ducând o roabă cu piatră, că avea ascultare după slubă imediat, scuipă în palme frumos și se apucă de treabă. Ăsta Năucit. Cum adică în Sfântul Munte te împărtășești și scuipi? Lucru de neiertat la noi în România.
Și spune mai duhovnic, Părintele Iulian, să așez cu Sfinții acolo. Părinte, dar ce clocărie este asta aici la Sfântul Munte? Ce viață scuipă, Părintele, Doamne Fiește, așa ceva, nu se pomeni de la Hristos încoace. Și zice, băi, tu știi că ai dreptate? Dumnezeu te trimis pe ceaptei din România să-L vezi, să te rogi pentru El. Tu ești chemat să te rogi pentru El. Ei, cam asta e postul nostru. Dumnezeu ne scoate multe încercări. Am văzut câtă muncă m-am fost și eu de-a lungul anilor. Vreau să mă duc, n-am mai fost de la pandemie încoace. În 2020 îmi cer iertare. Mă uceam în fiecare an de două ori pe an la Mântuleatos și am văzut câtă ascultare au fiecare și câtă muncă e acolo. Și un lucru pe care mi-au spus părintele teolog la Vatopedu și părintele Chiril, extrem de important este că ei în fiecare an își schimbă ascultarea. Deci, dacă ai fost un an în bucătărie, al doilea an trebuie să fii la agricultură. După care al treilea an trebuie să fii la brutar. Al patrulea an, ca să rămâi totdeauna smerit, că nu știi prea mult. Foarte, foarte interesant. Logică. Nu știam această logică, schimbă ascultarea. Dar, da, înveți multe lucruri. Și culmea, pentru cei care nu știu, am avut și un culmat amorit care era de grec și spunea că românii sunt cei mai buni călători la Muntele Atos. Apropo de copiii noștri, de domnul, unde mergi? La Vatopedu avem 15 români. Da, dar ați vorbit. Ca idee. Am vorbit și de părintele Chiril și a spus suficient. A spus Vatopedu. Mai vorbim de băiatul actorului, așa, Daniel. La fiecare mânță găsești un nucleu care te copleșește cu dragostea lor, cu bunăvoința. Găsești și puțin acreală pe aici, pe acolo, să spunem, dar românii reușesc să estompeze orice lucru rău de acolo și să scoată în evidență frumusețea locurilor sfinte. Lucrez la un proiect cu o domnișoară care îmi scrie memoriile pentru o viitoare carte și spuneam acolo părerea mea că noi nu suntem conștienți, poate și nu vreau să generalizez, la cât de norocos suntem că suntem o țară atât de credincioasă. Și suntem chiar în grădina Maicii Domnului, cum spunea părintele Arsenie Boca. Deci credincioasă, sigură. Unde mai ai șansa să ieși din casă și să te rogi fără să te ajute nimeni? Fără să fii împușcat ca în Coreea de Nord sau să te, mă rog, să uite cu ce ești la tine ca cei din zona Orientului Mijlociu. Și să fim toți 98% aproape creștini ortodoxi. Creștini, nu sunt 98%, că sunt, mai sunt și catolici, mai sunt și musulmani, dar să poți să-ți faci cruce, să poți să ai acces la biserică, să ai acces la Dumnezeu. Auzeam pe Părintele Tănase parcă o chestie foarte interesantă. N-am văzut, dar lucrurile se confirmă fără să fii statistician în zona aceasta. În Occident, unde s-a închis o biserică, s-au deschis 3 spitale de psihiatrie. Asta este norma acolo. Am fost acum 2-3 săptămâni în Belgia, o catedrală catolică uriașă, erau peste 1000 de români la slujbă. S-au împătrășit din 3 potire, s-au împătrășit poporul român de acolo, copii. Era o nebunie, un spectacol sacru extraordinar. Da, avem tot ceea ce trebuie. Din păcate, am fost sabotați puțin și am pierdut o primă bătălie. O perioadă am crezut că cultura puseană a avut de la noi pădurile, apa, eu știu, fierul, aurul. Nu, oamenii noștri dragi au fost efectiv ținta unui așa mint război economic și nu numai. 8 milioane de rubli plecați în afară reprezintă averea României din toate punctele de vedere. Nu mai vorbesc de traficul de ființe umane, unde copiii, surorile noastre sunt efectiv confiscate de ceilalți, pentru că de pe urma lor se fac munți de bani, munți de bani. Și totuși din acești 8 milioane de oameni care au părăsit țara, toți sau majoritatea sunt super credincioși afară. Dar sunt oameni cu inima acasă și care doresc să vadă o Românie mai bună atunci când vin în vacanțe. Și care sunt în Dumnezeu, în Domnul Iisus. Da, dar sunt oameni care, repet, umplu biserici, sigur, nevoia este mult mai mare. Eu am simțit nevoia la atunci în Brusel să zic, măi, dacă aici e suburbie de lângă Brusel și vin atâția oameni, păi stați un pic, oamenii vin mai ceva ca acasă în bisericii de acolo.
Adică dacă aici este un procedar, să spune, la sâmbătă vin 50%, în duminică așa undeva 50%, acolo prezența era copleșitoare. Faci calcul, pentru că toată... au nevoie și mai mult de credință. Sigur, atât timp cât eu știu, ai ce dificultăți, dar chiar dacă le ai pe toate, inima rămâne aproape de Dumnezeu. Acolo dobândești adevărată bucurie când ai spus acolo cu toți în biserică un crez, un Tatăl nostru, ai spus acolo o rugăciune frumoasă și te simți mânghiat de Dumnezeu. În următoarele zile, astăzi fiind Joia Mare, care sunt câteva pilde pe care ar trebui să le urmăm, Părinte? Sunt pildele care culminează toate în crucificarea Mântuitorului Iisus Hristos. De acolo plecăm, de acolo și acolo ne întoarcem. Cum am face-o? O mare provocare a creștinului, ascultam chiar zile trecute niște consilieri, să spunem, niște terapeuți, spun că el văd pe Dumnezeu mai curând pe canapea decât în genunchi. Ceea ce m-a înfricoșat puțin o astfel de abordare și cum era și la un post de radio de-al nostru, de-al bisericii. Iisus Hristos se suie pe cruce. Se suie pe cruce. Ce caută acolo Dumnezeu? Ce caută pe cruce până la urmă? Bun, a murit. Și dacă a murit, ce? Și dacă cum sunteți, ce? Până la urmă, trebuie să vedem că biruința răului sau biruirea răului se face cu o singură armă. Iubirea manifestă prin smerenie. Deci răul nu poate fi decât prin smerenie. Doar că iubirea ce cere? Cere jertfă. Jertfă. Copilul se dă stată, știți ce? Cere jertfă. Maternitate, creștere, febre, dinți, șireturi, școală, medită, cere jertfă. Și atunci le iubim copiii, dacă nu le iubești, lasă că crește statul, crește, mă rog, cum Leni a crescut copiii și a făcut cale de turn pentru al doilea război mondial. Asta este cea mai mare pildă pe care trebuie să o învățăm la Paște. Prin iubirea lui Hristos, prin iubirea lui Hristos care se sacrifică pe cruce, în mod smerit, răul, diavolul, este nimic, este năucit. 3-0 din start. Cât câștigase el mii de ani în istorie, pe cruce a fost zăpăcit din toate punctele de vedere. Pe de altă parte, această iubire a noastră, care știm că nu poate pieri, îți iubești soțul dincolo de pământ, copilul dincolo de ocean. Iubirea nu este supusă timpului și spațiului. Este cea care, de fapt, transcede și înviază. De aici capătă sens raiul și împărăția lui Dumnezeu. Pentru că iubirea aceasta este cea care nu poate fi ținută captivă într-un mormânt sau într-o închisoare sau într-un trup. Nu, ea explodează în universul acesta. De aceea noi creștinii, prin iubirea lui Hristos, învățăm că în acest fel, dacă Iisus care iubește nu a putut fi ținut în mormânt sau în iad, nici noi nu avem cum să fim țintuiți de toată răutatea lumii acestea. Apoi, ca să mai luăm câteva pilde în această săptămână sfântă și totul dumnezeiască, ne mai uităm puțin și la cei din jurul Mântuitorului Iisus Hristos. Și acolo vedem pe Fecioara Maria. Fecioara Maria care, iată, l-a urmat pe Iisus până la cruce. Și nu numai până la cruce, și dincolo de cruce. Pentru că dacă Fecioara Maria a ajuns lângă celul Iisus când toți, lângă cruce, când toți l-au părăsit, trebuie să vedem și faptul că acolo se pune bazele unei structuri foarte puternice de spiritualitate, să numim așa, la modă pragmatic. Lângă crucea lui Iisus Hristos, Fecioara Maria cu Sfântul Ioan Evanghelistul era derutată, era, mă rog, și ea, copilul ei, și ea răstignită într-un fel sau altul. Și a spus, femeie, nu te îngesta, iată fiul tău. Și îl dă în grijă pe Ioan Evanghelist, adică o face mamă a unui întreg neam. Ioan era și el, apostol iubit, copelanul care a crescut lângă Iisus, cel mai tânăr dintre ei. Fiule, iată mama ta. Prin acest fel, toți cei care iubesc pe Iisus și crucea lui devin copiii Maicii Domnului. Ce pildă minunată mai decât aceasta. Și Maica Domnului care a plecat imediat după asta, a plecat la Muntele Athos. Da, către ei, către Asia Mică și în zona aceasta. Pe de altă parte, o mai vedem acolo pe Maria Magdalena, cea care
cumva are o istorie foarte interesantă și poate puțin împinsă înainte, să spunem, în această istorie a Mântuirii Domnului Hristos. Nu sunt eu chiar foarte de acord cu supravederea ei, așa cum se întâmplă în zona apuseană. Ei, această femeie care a avut o viață... Dar e vorba totuși de acceptare aici. Da, da, nu, tocmai este o viață, că a avut o viață mizerabilă și ea, și tâlharul pe cruce. Și totuși lângă Iisus își găsesc alinare, găsesc bucurie, pace. Chiar dacă n-a fost mântuită de Iisus să se apropie de picioarele, să bățeze picioarele lui Iisus în ziua învierii. A spus femeia, nu te atrezi de mine, că încă nu m-am întâlnit la tatăl meu. În schimb, ce alte femei care se întâlnesc cu Iisus, toate îl îmbățișează, îngenunchează și el spune, bucurați-vă. Ei, asta este învierea, asta este patima. Deci ar trebui să îngenunchem când ne rugăm. Păi nu există altfel. Dacă Iisus se răstignește, tu să stai pe canapea. Păi unde este jertfa ta? Și apoi, mă iertați, vin la dumneavoastră, puteam să vin în geacă de blugi, că vin și eu de la Iași, nu puteam să vin, dar am o ținută demnă, zic și eu, că vin în fața unui om tare drag mie, vin frumos că mi se drag, mergi într-o audiență, la o primărie, undeva, tot ai, vrei să obții ceva acolo, un centimetru de casă, eu știu, un act, la un examen, ținută, ai sus merge oricum, nu, dragilor. Haideți să nu ne batem joc și să nu minimalizăm credința. Iată, poporul nostru n-a fost un popor bogat și nu va fi niciodată probabil că bogăția nu face casă bună cu această relație frumoasă cu Dumnezeu. La un moment dat se trage în jos. Și totuși avea o haină pentru biserică. Avea, cum o vedem sfinții noștri, în costum tradițional acolo, o haină. Poate nu era așa ea înflorată, dar... Era curată, cel puțin. Era haină de duminică. Era haină de duminică. Hai să fim un pic demni, nu doar milogi în fața Domnului Hristos vis-a-vis de relația cu El, pentru că asta îți dă bucuria. Când vezi toată lumea tânjește după Paștele, sărbătorile din Maramureș, toată lumea în Ie, toată noaptea la biserică, până la ora 5-6, nu se mișcă în armată. La fel în afară bisericii, plie de români. Hai să păstrăm un pic ținuta, să păstrăm puțin delicația postului, care nu dezleagă nimeni. Deci, Părintele Patriarh n-are voie să dezleagă postul, pentru că l-a pus Dumnezeu acolo. Doar dacă se impune, să spunem, o boală, un necaz, o sarcină, eu știu, haide să ținem rugăciunea așa cum este ea, haide să ținem sfintele taine, pentru că de acolo vine harul și puterea în mod, tot acest post, toate aceste fapte lui se sfințesc și capătă o valență cosmică prin faptul că odată ce te umpli de harul Dumnezeu prin spovedanie, care îți iartă băiatul și împărtășaie, deja ești de mână cu Tatăl. Și atunci simți într-adevăr iubirea. Altfel, exerciții de acest tip, ori gimnastică, ori alergare prin parcul Herăstrău aici aproape, facem oricând. Dar cu Dumnezeu trebuie ceva mai mult, eu spun. Care este rolul celor mai în vârstă? Printr-o formă sau altă, adică să educe generația tânără, prin a educa generația tânără, nu numai prin, poate prin vorbe, și prin fapte. Cum vedeți asta? Da, păi, mă uit la dumneavoastră, mă uit la mine. Nu mă mai simt tânăr, deja am copil mare, 26 de ani. Mulțumesc. Cel mai mic din cei patru are 15, dar 49 la picior, deci este om mare și el. Asta înseamnă că, așa cum spuneam, oamenii au așteptări de la noi. Totdeauna, copil fiind, am privit cu venerație pe oamenii în vârstă. I-am privit cu venerație. Priveam cu venerație școala, scara profesorului, pe care aici acum n-am curaj să intru. Nu știu de ce era atât de importantă acea zonă, așa și desigur altarul lui Hristos cu lumina de la candela Sfinte Mese, le crea așa o culoare prin candela roșiatică, foarte misterioasă mi se părea acea lumină și este în continuare. Bătrânii sunt oameni care reprezintă știința lumii noastre, fără spărare pentru cei care stau cu microscopul tot timpul la ochi sau, eu știu, cu alte metode de a măsura lumea aceasta. Pentru mine, mama mea și bunica mea sunt cei mai buni oameni de știință, pentru că i-au trăit și au observat un fenomen timp de 80 ceva de ani. Mama e 73 acum
Și după acești ani, să dea Dumnezeu, după acești ani au rămas neclintiți. Nu din ignoranță, atenție, ci din faptul că au simțit. Au simțit ce înseamnă prezența lui Dumnezeu în viața, în viața lor. Acum câțiva ani, în 2012, am fost în Germania la un loc de peinaj, unde s-a arătat Maica Domnului unui păstor cu vreo 5 oi acolo și au făcut nemții de atunci un loc de peinaj. Din păcate, mai veneau doar câțiva bătrâni acolo și în scaunul de rotile, nu mai vine nimeni. Și am zis, mă, a venit până aici să văd ce. La mine fiecare bunicuță din parohia mea, eram preot la Cozi la țară atunci, fiecare mamă va putea da mărturie că în clipa în care a avut necaz cu copilul, în clipa care a soțul pe front, i s-a arătat Maica Domnului și a spus, fă asta, fă asta, fă asta, fă asta. Deci un loc binecuvântat unde omul îl trăiește pe Dumnezeu și dă mărturie, a spus, ca un studiu făcut după o viață întreagă. Și mă enervează de mor, Doamne, iartă-mă, așa zi sfântă, pe cei care spun că ei se documentează și au acces la informație și fac alegeri de tot felul în lumea aceasta, poți o cum să vezi pe Dumnezeu. Nu e adevărat. De ce să nu iei de-a gata munca, efortul, modelul unui om care asta a făcut o întreagă viață și îți pedă acest potențial, eu știu, acest tezaur uriaș să-l dă ție. Această cunoaștere. De această cunoaștere. Ei, pe de o parte. Pe de altă parte, aș merge mai departe, la modul trăirii în societate. Ce înseamnă, mi-a trebuit ceva timp și ce iertare față de cei care sărăcuții n-au reușit să descopere la timp această cheia succesului în viața aceasta, succesului în suflet și în, scuze, și în familie, mă refer. Familia se ține cu jertfă. Și asta învață iarăși părinții noștri, bunicii noștri. Pentru că mă gândeam și acum, cum se întâmplă ca se căsătoreau doi oameni la 12, 14, 15, 16 ani? Da? Trăiau o viață cu multe lipsuri, plecau de la bordeiul, de la așa, ajungeau la 80 de ani și se plângeau unii pe alții, se băceau și purtau slujbe acolo până când închideau ochii. Da? Deci cum față de iubire acum presante, efectiv, strivitoare de la podul Londrei sau de la turnul Eiffel, gen Casablanca sau cum se cheamă filmul ăla, unde nu mai ții cont de nimic, 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 emoție și doar atât. Ei, iubirea asta înseamnă jertfă. Iar părinții noștri ne-au învățat. Da, chiar dacă îți venea acasă bărbatul beat, chiar dacă, eu știu, unii mai provocau violența în familiile noastre, chiar dacă erau tăne putințe și limite, prin jertfă s-a creat o structură deloc mai slabă ca structurile de acum, care se laudă a fi structuri liberale, structuri plenipotențiare și care au nu știu ce avantaje. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Din punct de vedere al sănătății, din punct de vedere al, eu știu, rezistenței, al România n-a câștigat, eu știu, mai mult de la Revoluție încoace, în care a năvălit peste noi libertatea și libertinajul. Așa zisă libertate. Da, așa libertate, mai curând, decât au câștigat în timpul Primului Război Mondial cu o Românie tradițională și puternică, cât a câștigat, eu știu, în timpul lui Constantin Brâncoveanu, dacă merg mai înapoi în istorie, sau, eu știu, în timpul al doilea, de al doilea război mondial. Oamenii au câștigat pentru că au avut acasă stâlpi de nădejde, stâlpi puternici. Când te duci și te luți pentru familia ta, pentru părinți, pentru copii, pentru soție, bineînțeles că ești motivat. Așa când mergi doar ca mercenar pentru niște bani, în clipa în care te prinde necazul, lași totul și fie sfârșești cu viața, fie nu mai nevoie de nimic, te lași prins și, eu știu, captiv foarte ușor în mreaja acestei vieți. Ei, asta ne învață bătrânii noștri. Ar trebui să ne învețe să ne jertfim mai mult. Să jefăm și este o problemă, special cu mediul urban al zilei noastre, unde... De asta cumva nici căsătorile nu mai durează așa de mult. Păi și mi-a dat la cel mai mic impas, gata, la revedere.
Că nu mai, da, nu mai avem acest sentiment al jertfei noi. Mie mi-a trebuit 24 de ani să mă slu cu acesta și îți spun cu drag, am mărturisit acest aspect, nu știu dacă public sau nu. M-am venit acum vreo 5 ani acasă, nervos, mi-am uit telefonul și încep să încerc copiii că dați-mi încălcătorul meu, pentru că eu trebuie să vorbesc cu atâția oameni, copii care au nevoie de ajutor, domnul că vorbește. Și n-am gândit că fiică mea studentă la medicină atunci, până la 1-2, și mi-a luat și al meu încălcător cum lua pe ei și le pierdea la bibliotecă, bineînțeles. Soția ia și mă ceartă, nu, soția văzând că dialogul între mine și fiica mea nu se liniștește, ea fiind rea de gură ca și mine, sau eu știu, obiește mult ca și mine, păi spune, Ana, pleacă de aici, lasă tata în pace, că rezolvă problema. S-a dus la, unde s-a dus soția, vine cu un încălcător, a, vezi, am avut dreptate, tace soția mea, tace, bine, ia să încălcătură, fă-ți treaba. Vorbesc cu ora la telefon, era 10-11, acum vine la mine, cum e, te-ai liniștit? Da, da, vezi că am dreptate, nu, n-ai avut dreptate. Cum n-ai avut dreptate? Cum n-ai avut dreptate? Păi n-ai avut dreptate. Și de când te știu, de când ne știm, de 24 ani de căsătorie, să nu aceasta, au fost mii și milioane de ori în care n-ai avut dreptate. Dar știm că ești bolnav de diabet, știm că ești obosit, știm că nu e ca... Da, să se crezi că ai dreptate. Dacă ne deau un par după cap, era mai bine, sigur, da. Mi-a dat seama că, de fapt, viața aceasta, familia, lumea, nu ține inteligența mea, mușchii bărbatului sau senzualitatea femeii. Nu! Ci răbdarea, iubirea, sacrificiul de lângă tine care asta face. Cineva ține casa când tu te crezi că ești mai ștare, acolo o bunică, o mamă, de fapt, se roagă pentru tine și te ajută să mergi mai departe. Dar tu crezi în nebunia ta că ești cel mai deștept și tu le știi pe toate, inclusiv încălcătorul meu. Dar cea care răbdă și care se roagă, eu ție, de fapt. E o vorbă frumoasă, să rămână, care a spus-o cineva și mi-a plăcut și mie într-o carte, zice... Vrei să ai, vrei să mor cu dreptatea mână sau vrei să fii fericit? Ce spunea despre crucea Domnului Iisus Hristos? Am o ultimă întrebare, vă rog, să, și dacă puteți să-mi dați un răspuns. Peste 3 zile când este învierea, învie doar Domnul Hristos sau prin Domnul Hristos înviem și noi? Sau ne trezim și noi? În 3 zile când învie Domnul Hristos, știu că nu toți, dar mare parte din românii noștri vor da năvală în biserici să ia lumină. Să ia lumină. Asta arată setea omului după lumină. Setea omului după, eu știu, bucuriile nepământești. Că altfel stai lejer și acasă, aprinzi becul, aprinzi din brichetă o lumânare de asta... Electrică sau, eu știu, luată din mall și e aceeași lucru, nu? Dar nu oamenii mei până acolo. Din păcate, nu rămân și la partea a doua slujbe, care este esența liturghia pascală, este cea care te hrănește încă un ceas jumate acolo, spune și Pasca și vii acasă, într-adevăr, plin, dacă te mai și împărtășești, bineînțeles. E clar că Hristos n-a înviat, am spus, ca să facă dovada sau un spectacol, un spectacol în care, eu știu, devine un supererou, așa cum îl văd copiii noștri. Ci Iisus a înviat pentru ca noi să înviem. Noi să înviem. Hristos a înviat. Nu se spune doar timp de 4 zile de la înviere până la înălțare, ci poți spune în fiecare zi. Sfântul Serafim de Sarov, omul plin de har, providențial în Rusia, secolului XIX, spunea foarte clar, Hristos a înviat bucuria mea în fiecare zi. Pentru că, de fapt, dorința de învierea noastră și necesitatea învierii noastre este una care nu se limitează doar la o zi de Paște. Nu, într-un biserică a dezvoltat. Fiecare duminică din calendar este ziua învierii Domnului Hristos. De aceea, dragilor, dacă Hristos a înviat și noi vom învia. Dacă Hristos a înviat, înseamnă că suntem chemați să întreținem dorința de înviere. Cum? Nu că avem noi 10.000 și ceva de copii leași pe care îi îmbrăcăm sau râm sau mame, ci fiecare trebuie să iasă din închisoarea aceasta a morții, care înseamnă până la urmă tot ceea ce este prea mult și fuga asta inevitabil spre confort. N-am zis niciodată de ce oamenii fug din România, unii dintre ei, și fug spre zone exotice și ce fac ei de Paște într-un resort de 5 stele pe malul să-ți primi o cea median? Ce poți să faci acolo? Ce să faci dacă tu n-ai ciocat un ou roșu cu cei dragi acasă? Dacă nu ți-ai vestat mama sau bunica sau copilul sau nașa de Paște. Ce faci acolo? Cât poți să mânci să bei? Câtă baie poți să faci? Cât poți să faci și la tine în cadă, sublucată și aceeași lucru. Dar, da, într-adevăr, e o vorbă tare, prieteni, înțeles. De Paște, de fapt, toți înviem
înviem cel puțin din patimile noastre, cel puțin din neputințele noastre, din... pentru că învierea, uite că ești bolnav, știi ce frumos, la noi în spital nu avem voie să avem lumânele, stau Doamne la geam, ești cu lumea și toată lumea, tot spitalul este împrejurul, și lehuzile, și toată lumea este împrejurul bisericii. Au uitat de durerea nașterii, au uitat de boala copiii, toți vin acolo. Și medicii și toți, pentru preț de câteva minute, lumea înviază. Ideal ar fi să nu murim așa repede, să nu lăsăm pradă morții, pentru că Dumnezeu ne va mai da ocazii să mai ieșim din această lume a morții, care nu ce spre moarte. Fiecare sărman întâlnit pe stradă, eu știu, fiecare gând bun care îl înalți unui om lui Dumnezeu în rugăciune în mod minunat, sunt moduri de a ne ține trează această dorință de a fi veșnic vii, inclusiv, am spus, intrarea în biserică ziua de duminică, unde Hristos din nou se răstignește și înviază, unde noi ne împărtășim cu Hristos, unde când săuți icoana înviei, de fapt, te identifici cu prietenul tău Iisus care este lângă tine acolo și fiecare cuvânt bun te face să fii un om al învierii. Domnul ajută să rămână. Și în încheiere, povestiți-mi puțin ca să încheiem, să vorbim despre această inițiativă care ați avut-o, care am venit și mai de multe ori la noastră și am ajutat cu tot ce am putut și în 2021, cum a sunat, și în 2022, despre festivalul Inimo de la Iași, care va avea loc iarăși anul ăsta în august. Da, Inimo 18 și 20 august, 18 și 19 20 august, este o inițiativă a familiei, așa l-a numit Festivalul Internațional Familiei al Copilului și al Faptelor Bune, un festival unde aducem cei mai buni artiști din țară, am fost orat să avem acolo atât de noastră o mulțime de oameni dragi, care sunt niște modele de viață pentru mine, așa îi văd, și care, pe lângă faptul că au reușit să adune alături de noi acolo o maie de oameni, au fost undeva 70.000 de oameni pe stadionul acele zile, am numărat noi oficial, pe lângă faptul că au transmis un mesaj foarte important că familia, copiii, maternitatea sunt absolut necesare lumii în care trăim, mai uităm puțin de restul și ne reorientăm spre ceea ce este cu adevărat important. Și desigur au arătat că oamenii care cred în aceste valori, familie, fapte bune, copilărie, maternitate, sunt oameni de bună calitate. N-am strâns un pahar, o sticlă de pe stadion după 3 zile, vom termina ce face, au plecat acasă ca și cum s-au distrat la concertul meu sau la celor prezenți. Pe 18 august ne vedem așadar în dealul Copoului, deci pentru Ieșeni și pentru cei din întreaga lume care ne urmăresc, va fi o sărbătoare a copilăriei, familiei și a faptelor bune. Avem în vedere să îmbrăcăm cât mai mult din cei 10.233 de copii care îi îmbrăcăm și îngrijim în tot timpul anului, de 3 ori pe an cel puțin, Paște, Crăciun și început de an școlar. Și avem în vedere să punem bazele, poate până la iarnă, și a unei policlinici pentru cei sărmani, pentru mame și copii neasigurați. Poate mai rămâne ceva să luăm și un CT, un RMN, să schimbăm lumea, să oferim șansa la o nouă viață oamenilor bolnavi care nu au cum să-și caute. Cum pot ajuta cei care văd podcastul nostru? Cum pot ajuta, părinte? E simplu. Google search, Dana Maschin, Glasul Vieții, Biserica Spitalului Cozavodă sau Amații Cozavodă, cu Hramul Enașa, Dumnezeu și Cosma și Damian. Voluntari, pentru că mulți vin să-și ajute cu mașina, mergem pe teren la oameni sărmani. Cum am făcut și noi. Cum și noastră, făcut și noastră la acele comunități atât de greu încercate, dar foarte bogate în copii. Ei sunt viitorul nostru, până la urmă. Și dacă nu, măcar cu rugăciune și cu un gând bun tot ne ajută, susținând sau ducând mai departe cum e podcastul dumneavoastră și alte materiale de acest tip pe internet, distribuind binele, pentru că e prea multă mizerie pe acolo și trebuie să vedem că binele învinge. Învinge, dar trebuie să-l și promovăm, nu doar să-l lupte alții pentru el. Doamne ajută să rămână! Bucurie Hristos, Domnul celor de mulți în viață, să ne dea tuturor bucurie. Mulțumesc mult în tot sfatul meu. Să aveți în parte, să aveți în parte fericit și frumos cu Domnul Hristos. Doamne ajută! Mulțumim! Salutare tuturor, sunt Damian Drăghici și pe data de 28 mai 2023 la ora 20 am concert la Sala Palatului. Concertul se numește Renăscut și este o călătorie adâncă în sufletul meu.
Vă mulțumesc mult și vă aștept pe data de 28 mai la orele 20 la Sala Palatului. Damian, împreună cu Damian Brothers, Meditațiile Utărești și Naiul. Vă iubesc!